Dino la Brașov. Să începem spre următoarea piramidă. Sunteți gata? Urmează prima luptă din a doua piramidă, categoria 65 de kilograme. Avem luptători tineri, haideți să-i susținem. În colțul albastru, Alexandru Popescu! Alexandru Popescu intră în ring în câteva momente. Sigur, repet, dacă mai puteți fi atenți după acest anunț de la ring announcer, trebuie să vă concentrați tare pentru a nu pierde din vedere pentru ceea ce urmăriți acum această transmisiune și anume kickboxing-ul. Iată ce mă bucură, o tribună plină. Asta mă bucură foarte mult pentru că, în general, acolo sunt plătitorii de bilete undeva la mese, sigur și acolo, invitațiile, deci câte știu eu, sunt plătite. Anastasescu Tyson Style este clubul pentru care luptă Alexandru Popescu, un puști cu mult suporter, un băiat cu multe lovituri interesante, cu viteză în execuție. Popescu așadar în colțul albastru. În câteva momente va intra Mavrodin. L-ați mai văzut pe Valentin Mavrodin cu câteva victorii frumoase. Sigur că o scădere în greutate de la 77, prima piramidă la 65, Doru Tim Brăila, Valentin Mavrodin cu susținătorii săi, unii mai mari, alții, după cum vedeți, purtătorii de prosop, foarte, foarte mici. Dar poate aceea ce mai mult la personajul care va lupta. Așa cum am spus, băieții ăștia își creează o poveste. Țin foarte mult la intrarea lor, la muzica lor. The Young Samurai, Valentin Mavrodin, vă reamintesc, prima piramidă, prima semifinală în piramida de la 65. La 77 am avut mult spectacol. Doar 18 ani au băieții și destul de puține meciuri. E o piramidă, dacă prima piramidă este a băieților grei, aici este o piramidă a celor care vor să urce repede treptele, cât mai repede spre înălțimile acestei categorii, acolo unde așteaptă adversarii mai rutinați. Avem și explicația de ce erau atât de mulți suporteri pentru Alexandru Popescu. E din Brașov, locul de desfășurare al acestei gale, care a început atât de bine cu meciurile astea tari, meciuri dure la 77. And now introducing his opponent, standing across the ring and fighting out of the red corner. He's 18 years old and stands 175 centimeters tall. His official weight, 65 kilos. With a professional record, 3 victories and 1 defeat, 1 big win coming by way of knockout. Are o victorie prin knockout. Tânărul samurai. Valentin Mavrodin, așadar. Ușor talb, ușor de recunoscut, sigur, și cu acel roșu la mănușile Audi. Ambii arată o poftă vădită de bătaie. De-abia așteaptă să înceapă lupta asta, pentru care s-au pregătit atât de mult. Start în cea de-a treia luptă a unei gale care a început atât de spectaculos.
Alexandru Popescu acum cu spatele, lovitură joasă de picior, replica vine rapid din partea lui Mavrodin. Foarte bună lovitura de picior joasă. Deocamdată ambii bine blocați în gardă. Se respectă reciproc, aș spune. Lovitură bună aici pe pulpă. Lovitură sub centură, aș spune, dar bine, bine dat acolo pe... lovitură între picioare, într-o zonă periculoasă, Popescu. Viteză bună pentru ambii de lovire, dar și reflexe excelente în apărare. Un croșeu de stânga în care își prinde Popescu, de dreapta, mă scuzați, în care Popescu își prinde adversarul descoperit. Un pic prea lentă stânga aceea aruncată de Mavrodin și a venit bine croșeul. Mavrodin încearcă să ia centrul ringului, de drumul la un croșeu de dreapta solid acolo, printre brațele adversarului care acum lovește în gol cu croșeul de stânga. Mavrodin e mai calm, mi se pare mai atent. Chiar și la aceste lovituri înalte al adversarului găsește blocaje, iată-l simulând lovitura de braț și găsindu-și adversarul cu lovitura înaltă de picior în apropierea urechii. Bun, percutul de dreapta, o percutul de dreapta intră ușor pentru Mavrodin. Brașoveanul împinge bine brațul stâng acolo. Se lovesc tare cei doi, încearcă să-și pună la colț fiecare adversarul cu forța loviturilor. Popescu primește și încurajările publicului, dar Mavrodin, chiar dacă are puține lupte în ring, în kickboxingul profesionist, arată bine acolo, în centrul ringului. Foarte frumoase reflexele celor doi în apărare, multe blocaje bune. Aproape că n-au existat lovituri atât de clare care să se vadă, din acelea ca în filme, dacă vreți. Se lovesc bine pe picior aici. Iată lovitură înaltă, după ce a fost o lovitură joasă de picior Mavrodin, apoi lovitură frontală. Echilibru între doi băieți, aș spune, destul de tehnici pentru ce lupte au. Mi se par doi băieți bine, bine pregătiți. Lovitură joasă de picior pe piciorul din fața adversarului a încercat Popescu. Ambii stau foarte bine în gardă. Mavrodin încearcă acea lovitură frontală de picior prin care încearcă să spargă garda adversarului. Ambii lovesc cu brațul din față, au viteză pe execuție. Bună lovitură de genunchi, atenție, Popescu primește lovitură de genunchi și apoi croșeul de stânga. Mavrodin un pic mai clar în finalul repizei, dar e acolo. De o percutul de dreapta care intră ușor pe garda adversarului și cu care de multe ori Mavrodin își începe atacurile. Iată ce frumos simulare de dreaptă și apoi ridică foarte bine acea lovitură de picior. Aici ambii se lovesc, dar și blocajele sunt bune. Aici genunchiul și vine croșeul de stânga în urechea adversarului, undeva acolo într-o zonă foarte periculoasă. Mergem în repriza secundă, după o primă rundă agitată, multe lovituri și cu doi băieți foarte, foarte bine pregătiți. Un pic mai deschis acolo Mavrodin, în timp ce adversarul din blocaj iese pe acele contre prin care speră să-și surprinde adversarul. Brașoveanul are viteză și pe brațul din față și pe dreaptă. E să vedem cine dintre ei reușește și lovitură de picior. Foarte puternic acolo, dar hai să spunem că se aștepta Mavrodin la chestia asta. Un repertoriu bun pentru ambii. Lovituri în diverse locuri. Aici o stângă la corp care l-a surprins pe Mavrodin, care însă vine cu lovitură înaltă de picior. Oh, no,
Dreaptă excelentă pentru Alexandru Popescu, care încearcă să meargă pe lupta asta pe brațe, pe directe, lovitură înaltă de genunchi, dar s-a deplasat la timp Popescu acolo, evitând șocul. Bune blocaje la amândurora. Două stângi aruncate de Mavrodin și apoi lovitură de picior pe aceeași parte, din nou la corp dreapta aruncată de Alexandru Popescu, după ce dă impresia că acolo cu brațul din față încearcă să își creeze drumul către figura adversarului, ratează stânga, cade pe lovitură, Mavrodin nu profită, dar stăpânește centrul ringului și de acolo dreapta asta îl prinde pe adversar. Proteza cade și lupta e un pic întreruptă. Vedem pe antrenorul său, Beșleagă, care l-a felicitat pentru ultima acțiune. Încă o dată stânga ce intră bine pentru Mavrodin. Popescu trebuie să fie atent, el pleacă pe niște acțiuni foarte rapide, dar contra adversarului îl așteaptă și pe aceste lovituri ratate există pericolul să primească pumn grei. Are viteză Alexandru în loviturile sale și cred că asta se bazează el, pe viteză. Iată, Mavrodin își construiește atacul, Popescu încearcă să iasă din colț de acolo. Nu-i convine să stea acolo pentru că primește o dreaptă, e împins practic și iată ce vine, vine ca o coasă acolo lovitura joasă de picior adversarului, care insistă, apoi lovitură de genunchi. Atenție, Mavrodin are un plus de lovituri în astfel de situații în ultimele secunde. Și evident că lucrul ăsta îl văd și arbitrii. Mavrodin are răbdare, nu se aruncă pe acțiuni, e și atent la adversar pentru că blochează bine acolo orice, orice vine pe partea sa stângă. E bine blocat, e bine blocat. Popescu trebuie să schimbe un pic registrul. Iată, dreapta asta la corp spune altceva. Se termină repriza a doua cu această încercare de lovitură spectaculoasă. O rotație ce nu se termină cu piciorul pe adversar, ci undeva în aer, dar repriză frumoasă. Multe, multe lovituri în viteză. Când pleacă pe serii băieții ăștia, în special pe viteză a lui Alexandru Popescu, cred că 3-4 lovituri, aici e dreapta care îl surprinde, vorbeam de 3-4 lovituri într-o secundă, o secundă și jumătate. Rafală de mitralieră, practic, aici se termină repriza cu acea lovitură din întoarcere, dar ați văzut ce bine a prins croșeul acela. Sunt lovituri scurte, lovituri care poate nu sunt văzute de cei din sală, dar sunt intens resimțite de băieți acolo în ring. Ultima repriză. Publicul este zgomotos, vă reamintim, cel din colțul albastru. Popescu este chiar din Brașov și normal să aibă mulți susținători. Are un adversar foarte puternic, bine, bine, acolo stăpân pe el Mavrodin. Foarte bună eschiva asta, l-a atins, dacă l-a atins pe umăr acolo. Oh! Cum se mai spune, aici se dau cotoare în situațiile astea. Când adversarul vine și dă în tine tare, trebuie să dai și tu la fel pentru a-l face să plece de acolo. Altfel te va căuta mai departe și evident că trebuie să răspunzi. Mavrodin rămâne bine acolo în centrul ringului, primește dreaptă, dă și el drumul la dreaptă. Iată-l începând să lovească din nou ușor mai mult. Sau mai clar, dacă vreți. Luptă frumoasă cu doi băieți care ne-au arătat multe lucruri frumoase. Când am văzut palmaresul lor, două victorii, o înfrângere sau o victorie, două înfrângere, undeva 4-5 meciuri, cel mult fiecare, te gândeai că poate piramida asta e ceva prea mult pentru ei. Dar acum văzându-i la treabă, îmi dau seama că ei chiar sunt bine aleși. Aici e și meritul organizatorului, Gabriel Georgescu. E, în opinia mea, renumit pentru faptul că știe să-și dozeze galele
în așa fel încât să producă spectacol. Chiar și când are și numai debutanți în vreo 4-5 meciuri la început. Sigur, nu e cazul acum. Nu? Secerarea asta, hai să zicem că nu intră pe ca lovitură care să puncteze, dar a avut altele, Mavrodin încearcă, la fel și Popescu. Nu e simplu de dat o decizie, aștept întâi să văd ceea ce spun arbitrii, sigur că am și eu părerea mea, dar, genunchi, excelent, Popescu cam primește acolo, dar are forța și de asta îmi place la băiatul ăsta, are forța să se arunce pe adversar în astfel de situații, să lovească și el. Lovitură pe piciorul din față, niciunul n-a cedat în zona asta, fie pe lovitură pe piciorul din față, fie pe cel din spate, ambii l-au suportat cu bărbăție, aș spune, și n-au contat atât de mult. O dreaptă aruncat acolo și încă una care își atinge ținta, insistă Popescu, Mavrodin sare pentru a lovi cu genunchiul, frumoasă luptă și asta. Mă așteptam ca unul dintre cei doi să se prăbușească, pentru că prea mare a fost consumul ăsta de energie. Excelentă lupta. Așteptăm decizia. Oricare dintre cei doi poate primi, aici contează și ce apreciază arbitrii mai mult. Unul are o viteză foarte bună, Popescu. Celălalt mai calm, dar unor mai clar în astfel de acțiuni, iată, și dar pe viteză, mă rog, contează ce vrei tu aici, priviți încă o dată stânga, ce bine intră cu la corp și apoi aceea lovitură printre brațele lui Popescu, dar și Popescu a dat, n-a rămas dator, așa încât lucrurile stau bine, iată, lovitură de genunchi aici, foarte bună. Popescu are și un merit, a primit niște lovituri dure, dar a rezistat. A rezistat și n-a dat impresia că e zdruncinat. Hai să ascultăm decizia. Ladies and gentlemen, after three rounds of kickboxing action, we go to the judges' scorecards for a decision. Your winner on points, 2-0. And now advancing to the finals of the Colosseum 65-kilogram New Heroes Tournament is... From the red corner... Câștigă cel care lovi mai clar. Se pare o decizie corectă. Arbitrii au apreciat mai clarele lovituri aruncate de Mavrodin, care a apărut mai tehnic, mai stăpân pe sine, și, în opinia mea, e o decizie meritată foarte aproape de raport Alexandru Popescu. Atenție, câștigă Mavrodin spre supărarea lui Popescu. O scurtă pauză, vom reveni.